acest acesta al culorilor în vestimentație uh, mie mi se pare un subiect foarte interesant. Uh, știu oameni care spun, domne, femei, doamne, domnișoare, care spun, eu nu o să pot să port roz fucsia niciodată, că nu se potrivește, îmi se pare că iese, uh, iese yes, prea mult în evidență sau pur și simplu nu, nu mi se potrivește, arăt ca o nu știu ce. Nu o să pot altcineva, nu o să pot să pot verde sau nu-mi place combinația aia sau așa mai departe. Acum, asigur, nu avem preferințe cu privire la anumite culori, dar asta nu înseamnă că nu pot să găsesc chiar dacă mie, spre exemplu, nu-mi place neapărat bă, culoarea bă, portocaliu. Asta nu înseamnă că nu o să găsesc la un moment dat, nu o să pot să găsesc în combinația unei rochii. Uh, și să spunem cu o croială foarte frumoasă, și care să-mi vină foarte bine dacă regăsesc un portocaliu gata, nu mai cumpăr. O să o cumpăr, îmi place, până la urmă anumite genuri de uh, culori uh, pot să fie asortate în așa fel încât să arate într-un mod uh, plăcut și să-ți creezi o imagine la care nu te așteptai. Asta, uh, pe de o parte, pe de altă parte, cred că eleganța nu vine neapărat din calitatea uh, vest vestimentației, de, deci produselor vestimentare, articolelor vestimentare, materialul acela, nu neapărat spun, uh, ci cred că vine, din punctul meu de vedere, aspectul vizual este uh, dat de felul în care asortezi uh, culorile. Deci când vezi pe cineva la distanță că vine îmbrăcat uh, cu niște culori care n-au nicio treabă una cu cealaltă, și de asemenea și de o calitate îndoielnică, dar nu neapărat. Pot să fie haine de cea mai bună calitate care să nu fie asortate și nu mă refer neapărat la genul de, să spunem, un sacou sau cu o fustă care nu merg niciodată împreună sau cu pantaloni scurți, în fine, combinațiile acestea pot să aibă valoare dacă sunt pe același stil. Unele dintre ele nu se potrivesc, da? Pur și simplu. Uh, dar uh, pot să, dacă le pui într-o anumită culoare sau le uh, porți într-un anumit moment al zilei, ele pot să aibă valoare. Ce vreau să spun este că am întâlnit uh, multe doamne uh, și bărbați care știu să asorteze culorile. Uh, nu au neapărat cele mai noi, cele mai uh, cu un croi extraordinar haine, cele mai moderne. Dar prin faptul că au asortat culorile frumos, pur și simplu a ieșit o ținută acceptabilă, cel puțin acceptabilă dacă nu una chiar frumoasă. Așa încât cred că, mai ales în vremurile astea în care noi cu toții încercăm să mai tăiem de acolo, de acolo, de acolo, din cheltuieli, putem să reinterpretăm uh, hainele pe care le avem sau să le folosim uh, din nou chiar dacă poate nu sunt cele mai bune calitativ și nici cele mai noi, prin a ști să asortăm culorile. Uh, unii se nasc, să spunem cu asta, uh, alții învață în uh, școli speciale. Noi putem să mai, pentru că na, nu toți suntem de meserie, putem să întrebăm la început să urmărim acest subiect și în timp să vedeți că o să, vi se, o să ni se dezvolte acest simț de a ști să asortăm într-un mod plăcut culorile, sigur, ideal ar fi să folosim și niște nuanțe care să se potrivească totuși cu, cu tipul de piele, culoarea pielii noastre, culoarea ochilor. Culoarea Părului. Să ne revedem cu bine mâine dimineață. Zi minunată!